deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați revenit la Deșteptarea României, cel mai ascultat program de radio la această oră în întreaga țară. Mulțumesc că sunteți împreună cu noi, mulțumesc că ați făcut această alegere, dar mai ales mulțumesc pentru faptul că împreună construim o comunitate, că analizăm probleme și soluții, că reușim să vorbim civilizat și să cumpănim toate cele pe care le spunem în acest spațiu. Cred că pas cu pas avem posibilitatea să progresăm, măcar un pic, împreună. Știți că în această lună, octombrie, Europa FM la Deșteptarea României vă propune o discuție care s-ar numi administrație publică, dar în realitate vă întrebăm cum arată orașele noastre, cum le-ați dori, ce așteptări sunt de la ele și de la politicienii care le conduc. Este o lună în care sunt invitați cei mai cunoscuți politicieni locali din România, oamenii care în general fac agenda și sunt cei mai vizibili. Săptămâna trecută a fost Alen Coliban, astăzi este una dintre cele mai așteptate ediții din ultimele luni, pentru că a venit alături de noi primarul general al Capitalei, domnul Nicușor Dan. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. E un gest pe care îl apreciez și felicit pe toți primarii care au acceptat invitația noastră, că intră în dialog cu oamenii, pentru că așa mi se pare că e normal. O să pornesc de aici, spunând, domnule Nicușor Dan, că, sigur, dacă te uiți așa pe statistici, la PIB-ul pe cap de locuitor, Bucureștiul e foarte bogat. E mai bogat decât Varșovia, Praga, Ljubljana, chiar și decât Madridul sau alte orașe mari europene. Da, asta e PIB-ul pe cap de locuitor. În realitate, cât de bogat ar fi, orașul a fost aproape în faliment, sau chiar în faliment, nedeclarat în momentul în care l-ați preluat. Astăzi e ceva mai bine? Astăzi, deci, în momentul în care am venit, mi-am preluat mandatul, acum 11 luni și puțin, datoria curentă, adică cea care trebuia să fie plătită pe loc, era de 3 miliarde de lei, în condițiile în care bugetul primăriei este 4 miliarde de lei, aproximativ, și din aceste 4 miliarde de lei, 2 miliarde, cel puțin, se duc pe subvenții. Deci, practic, era în faliment. Consecința cea mai clară și directă era că conturile erau blocate pentru investiții. Deci noi am trecut prin mai multe pericole. Unul din pericole a fost să nu putem să organizăm Euro 2020, pentru că în condițiile pe care UEFA le pusese pentru Arena Națională, era ca Arena Națională, adică proprietarul ei, municipalitatea, să facă niște investiții. Aceste investiții erau pe bugetul de investiții și cât timp conturile erau blocate, nu puteau să fie făcute. Și au fost multe alte pericole, să se oprească gazul, să nu avem bani de transport public și așa mai departe. Și a fost o lungă, pentru că e greu de explicat, dar a fost o foarte, foarte mult timp l-am pierdut în discuții de genul: avem 5 milioane și cere pentru 50 de milioane. Cum dăm, cum vorbim cu toți oamenii ăștia care ne cer și așa mai departe. V-am pus această prima întrebare ca să stabilim în această emisiune un T0. Experiența mea, știți cum e, pentru cei care ascultă prima oară emisiunea asta, dar mă îndoiesc că e cineva care ascultă prima oară, probabil foarte puțin, știți care e calapodul emisiunii. Îi adresez, domnule Nicușor Dan, 2-3 întrebări din partea mea, da? După care liniile telefonice, ele sunt deja deschise, am și văzut că sunt oameni pe linie care așteaptă. O să trecem la întrebări punctuale, uzuale, ale oamenilor care doresc să intre în dialog cu dumneavoastră, dar am vrut să stabilesc T0, adică atunci când va veni, de exemplu, Bogdan, care e primul pe linie și va spune de ce n-ați făcut semafoarele, Nicușor Dan, să știți de unde pornim, dacă e vorba de semafoare, zic și eu. Stați un pic, să le dau numărul de telefon ca să putem continua înscrierile, că știu că mulți vor vrea să vorbească. 0372069599. Cum apreciați anul de mandat al lui Nicușor Dan? Ce ați vrea să schimbe imediat și primul lucru pe care îl așteptați de la el, de la primarul general al Capitalei? Trebuie să vă mai întreb ceva de strict actualitate, Nicușor Dan. Înțeleg că iarăși nu se carantinează Bucureștiul, da? Să tot joacă lumea în jurul acestei decizii. Dacă ar fi în puterea dumneavoastră, nu e la dumneavoastră, dar dacă ar fi în puterea dumneavoastră, ați fi pro sau împotriva acestei decizii? Da. Permiteți-mi numai 30 de secunde ca să completez răspunsul la întrebarea precedentă. Deci am reușit să facem, unul, am reușit să diminuăm cheltuielile, pentru că nu numai că erau 3 miliarde de datorii, dar așa cum era gestionată primăria, ea
primea 4 și cheltuia 5 și datoria asta se adâncea, deci am redus pe bunuri și servicii de jumătate de miliard de lei, de exemplu. Am desființat mare parte din companiile municipale. Din nou, este un lucru care ne-a necesitat mult efort, pentru că erau multe bunuri care erau acolo și în pericol de a le pierde dacă mergeam strict pe insolvență, faliment, cum ar fi trebuit să facem, pe calea cea mai ușoară. Și de asemenea, cum am spus, am reușit să, prin multe discuții cu toți oamenii cărora le datorăm bani, să deblocăm contul de investiții și în felul ăsta să putem să facem investițiile mari care erau blocate, cum e Pângia Ghencea sau doamna Ghica. Bun, o să revin la companiile municipale, că mă interesează foarte tare, dar vreau răspunsul cu carantina. Dacă ar fi în puterea noastră... E o chestiune științifică, tot timpul pe chestiunile astea ambele opinii au dreptate. Pe de o parte, opinia pur sanitară, care spune că da, dacă o să carantinezi, transmiterea se face mult mai puțin și atunci e bine pentru sănătate. Pe de altă parte este argumentul economic, pur economic, care spune carantinezi, dar în felul ăsta reduci economia și reduce economia, nu mai ai bani la buget ca să cumperi, de exemplu, materiale sanitare. Și atunci decizia este complexă, există un organ al statului care ia decizia asta și eu mă supun. Am înțeles. Dar asta nu înseamnă că nu aveți un punct de vedere, adică măcar ca cetățean. Dumneavoastră ce v-ar plăcea? Da, cum am spus, sunt un cetățean care are o opinie, dar suntem într-o perioadă de criză sanitară și nu e bine ca aceste opinii să interfereze, să creeze opiniile care vin de la autorități. Și atunci, haide să ascultăm opinia autorității care, din câte înțeleg, a decis azi să nu carantinăm pentru acest moment. Despre funcționarea în continuare a școlilor, sunteți pro sau contra? De asemenea, este o decizie care este împărțită, pe de o parte de către autoritatea centrală, pe de altă parte de consiliile școlilor. E o decizie care le aparține. Dumneavoastră vă trimiteți copilul la școală sau școala copilului dumneavoastră funcționează online? Sau copilul meu este la grădiniță și merge la grădiniță. Merge la grădiniță. Au înțeles că și aici părinții sunt împărțiți, să știți. Nu vă îngrijorează însă numărul mare de îmbolnăviri? Bucureștiul e într-adevăr cu problema cea mai mare în țară. Da, evident mă îngrijorează și tot ce a ținut de noi am făcut în acest sens. Adică ne-a cerut ambulanța oameni, pentru că știți că ambulanța face și colectările în momentul ăsta, față de urgențele pe care le soluționează în mod prin atribuție de serviciu. Am detașat câți oameni ne-a cerut ambulanța, am detașat către ei ca să facă niște echipe speciale care să facă procesul ăsta de recoltare. Au fost, la un moment dat, au fost chiar 200 de oameni detașați de la noi la centrul de, la call center-ul pe care îl organizase DSP-ul pentru a vedea contactii persoanelor infectate și a reușit să izoleze, să testeze și în măsura în care se confirmă să izoleze aceste persoane. Am și acum, imediat după ce se va termina acest turneu, am vorbit cu DSP-ul ca ei să continue să funcționeze la Arena Națională. Turneul Dota 2, da, Dota 2. La București. Da, de un mare joc care își desfășoară aici, la cât mă pricep eu, un tip de campionat mondial. Da? Din păcate s-a suprapus cu perioada de pandemie, pentru că altfel ar fi fost un mare eveniment public. Da. Cu siguranță. Haideți să trecem la telefoane. O să revin și eu la întrebările mele. Mulțumesc pentru răbdare. Știți regula de la Deșteptarea României. Suntem trei părți în discuție. Merge mai greu. Având și un invitat, așa că încetişor, răbdare, mergem cu toții pe fir. Am să vă rog să vă rezumați la o problemă și să puneți câte o întrebare deodată, adică o singură întrebare, ca să putem avea un dialog constructiv aici. Salutare, Bogdan, mulțumesc că ai așteptat atâta timp. Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră, vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să ne auzim vocea. Sunt cetățean al Bucureștiului de când mă știu. Și nu doresc ca domnul Nicușor Dan să rezolve problemele care sunt de 30 de ani în oraș, dar un reproș pe care l-aș avea pentru dânsul ar fi faptul că nu se implica mai mult în problemele mici, dar care poate nu costă atât de mulți bani, cum ar fi trasarea șoselelor,
benzilor de sens, mă rog, de limitarea lor, parcurile să fie mai curate, dacă se poate, să se lucreze la reabilitarea spațiilor de joacă, băncilor și așa mai departe. Eu am apreciat lucrurile acestea la domnii Mihaiu și la domnul Ciucu, pentru că și dânsii probabil au avut probleme cu bani, au avut probleme cu bugetul care nu s-a aprobat și cu toate astea lucruri mărunte pe care au reușit să le facă, au reușit să crească în ochii alegătorilor lor. Deci aș dori o părere de la domnul Nicușor. Stați un pic, să le luăm pe rând. Stați un pic cu mine la telefon, Bogdan. E mai, ați lansat două chestiuni deodată. Asta cu benzile de circulație care nu se văd, dar am primit-o și mesajele de la redacție. Nu se văd. E și aici, ați văzut, apropo, primarul a venit o parte din drum pe jos, cred că ați văzut mai bine, că nu se văd marcajele astea. Da. Eu, bun, aici este împărțită între străzile principale, să zicem grosier, străzile principale, aproximativ 1000, care sunt în responsabilitatea noastră prin administrația străzilor, și străzile secundare, care sunt în administrația primarilor de sector. Este o licitație în curs aici, pentru că în... Așa este în administrație publică. Dacă ești un privat și ai bani, a doua zi dai un telefon, comanzi cuiva și vine și lucrează. Este o licitație publică în curs pentru trasare, pentru tot ce înseamnă trasare, străzi și marcaje rutiere. O să fie terminată foarte curând, dar vă spun sincer, în momentul în care ai 3 miliarde de lei datorie, principala ta grijă este să stabilizezi înainte de a face aceste lucrări care și ele costă. Deci am alocat o sumă, licitația în curs a fost verificată deja de ANAP, în momentul în care va fi finalizat o să avem un acord cadru cu mai multe firme și în măsura în care o să avem bani pentru asta o să trasăm străzile. În ceea ce privește parcurile, aici a fost o problemă suplimentară prin faptul că de la fosta administrație a moștenit acele companii, a existat un contract de delegare, adică noi, deși aveam administrația parcului al PAB cu 300 de oameni, am avut încă 3 companii, una de arbori, una de parcuri și una de agrement, care făceau cumva același lucru. Administrația noastră de parcuri, conform contractului, nu putea să intre cu oamenii ei să facă curățenie și întreținerile de care vorbim pentru parcuri. Erau aceste companii. Stați un pic să înțeleg, deci cum, adică aveați o companie, primăria avea o companie de parcuri și mai erau încă 3 companii private care făceau așa treabă? Exact. Păi și nu costa treaba asta, cât costă treaba? Păi costa cam de 3 ori mai mult, iar față de piață mult mai mult. De exemplu, răsturnarea unui coș într-o pungă costa 5 lei. Adică acea persoană care venea și lua toate coșurile dintr-un parc și le răsturna într-un sac și ca să strângă gunoi din coșurile de gunoi, lua 5 lei pe coș de gunoi, iar tunderea unui metru pătrat de iarbă pe piață costă cam 30 de bani cu tot cu strâns și la compania asta costa 1 leu să-l tunzi și 1 leu să-l strângi. Am înțeles. Și în momentul ăsta cum sunteți? Cine se mai ocupă de parcurile? Doar compania dumneavoastră? Deci am făcut... Suntem la a treia încercare. Mai întâi am schimbat conducerea de la companie, n-a mers. După aceea am avut o lungă ședință în care am planificat administrație cu companie. Problema că am fi putut să renunțăm la companie din prima, numai că angajații acestei companii aveau salarii compensatorii conform contractului colectiv de muncă până în decembrie 2021. Și am spus că dacă tot plătim oamenii ăștia, dacă îi dădeam afară, tot îi plăteam, atunci să-i punem să lucreze. Și am avut un lung proces de planificare cu ei și cu administrația și tot n-a mers. După aceea am luat delegarea exclusivă de la companie, am dus-o la administrație, numai că ei n-au atâția oameni și acum suntem într-un proces de achiziție, astfel încât să avem prin acord cadru firme private și compania se desfințează. Cele 3 companii se desfințează. Bun, deci hai să zicem așa, un parc va fi reabilitat, de exemplu Cismigiu, care arată îngrozitor. Când îi dați o față? Bun, sunt mai multe probleme. Una de curățenie. Ea este, să spunem, rezolvată, mai puțin problema păsărilor. Sunt sute de porumbei și mii de ciori care vin în fiecare seară acolo. E o problemă greu de rezolvat în multe orașe europene, ne-am întrebat. Și atunci problema asta vizează locurile de joacă, care sunt spălate din cauza asta în fiecare dimineață, dar seara ele sunt murdare orice ai face, pentru că vin toate păsările astea. Pe ceea ce privește curățenia
în momentul de față e ok, în opinia mea, pe ceea ce privește reparații de bănci, tot ce înseamnă șipși rupte, problema e rezolvată, parcul arată urât pentru că n-am avut bani de investiții. Sunt aleile care sunt rupte, efectiv rupte, este podul care, din care s-a prăbușit o parte dintr-o latură și asta necesită investiții pe care o să le avem, o să putem să le facem anul viitor. Mulțumesc, Bogdan. Comentarii, întrebări, dacă sunt, te rog frumos. Nu, totul în regulă. Vă mulțumesc și eu că ne-ați dat posibilitatea să ne facem vocea auzită, o zi cât mai bună. Spor la treabă. Nu e totul în regulă. Nu e strategic greșit pentru un primar să lase parcurile? Adică astea sunt lucrurile pe care le văd oamenii. Nu trebuia să le faceți o prioritate? Da, eu am un mandat de 4 ani și vă spun foarte clar, nu am venit să rezolv niște... La sfârșit o să vedeți că o să arate și parcurile bine. La sfârșit de mandat, mandatului. Ba chiar într-un an și jumătate de acum. Zice, dar, imediat dau citire și unui mesaj de pe Facebook, dar haideți să mai luăm telefon. Dar vreau să vă spun probabil lucrul cel mai important. Ce au făcut primarii din București în ultimii 10-15 ani? Au mai pus un pod aici, au mai amenajat un parc, au mai făcut niște chestiuni. Cumva au cosmetizat, dar nimeni n-a intrat în adâncimea problemelor. Adică, dacă luăm problema traficului, nu s-a, prin niciun din podurile astea, s-a ameliorat local o problemă într-o zonă din București, dar nu s-a ameliorat problema globală a traficului din București. Deci, miza mea este să rezolvăm aceste probleme structurale și, dacă vreți, putem să intrăm în detalii. Intrăm pe măsură că o să vedeți, că primiți telefoane. Uite, de exemplu, Cristian. Salutare, Cristi. Salutare. Bună ziua, domnul primar. Sunați-mi inițial cu ce a spus Bogdan mai devreme cu trasatul străzilor, este o mare București, dacă nu știi zona, trebuie să te încadrezi de asta, de timp. Asta este. Asta era problema inițială, dar în vedere că i-ați răspuns lui Bogdan și vă mulțumesc că vă ocupați de chestia asta. Vreau să vă rog dacă puteți să vă ocupați și de mașinile care sunt parcate pe trotuar, pe locuri închiriate de ADP pe trotuar. Acum, recent, de vreo câțiva ani, în stată și încerc să fac slalom printre mașini, ca înțelegere cu, prin spatele blocurilor, nu neapărat pe magistrale, că magistrale este ok, prin spatele blocurilor ADP-ul închiriază locuri de parcare pe trotuar, unde ar trebui să merg eu cu căruțul și mă mut de ce parte pe altă. Ce putem face în privința asta? Locuri, da, se parchează pe trotuare în București de ani de zile. Da, cunosc problema. Nu zic că nu se parcă. Sunt închiriate fix de ADP pe trotuar. Sunt adică și închiriate. Primăria închiriază trotuarul pe care ar trebui să merg. Primăria de sector, bănuia la mea, în situația asta. Probabil sectorul, da. Sectorul 30. Primăria de sector. Soluția aici? Da, da, da. Știți, când am venit la primărie, am fost întrebat care sunt cele mai grele 3 probleme de rezolvat și am răspuns falimentul, gunoaiele, adică gropile de gunoi din jurul Bucureștiului și locurile de parcare. Aici m-am confruntat și eu cu problema asta, pentru că am un copil destul de mic și l-am dus o perioadă cu căruciorul printre mașini. Aici suntem într-un cerc vicios, în sensul că oamenii nu au încredere în transportul public, și transportul public nu funcționează așa cum trebuie să funcționeze și atunci folosesc mașina personală. Și pentru că oamenii folosesc mașina personală, aglomerează tot ce înseamnă atât trotuare cât și spațiile pentru transportul public. În prima etapă, urgența este să eliberăm acele prime benzi în care în momentul ăsta, pe care în momentul ăsta fie legal, fie ilegal, în unele cazuri legal, în alte cazuri ilegal, am putea să facem benzi unice pentru transportul public, ca să ieșim din cercul ăsta vicios. Și o să vedeți foarte curând, dar trebuie să intru inițial într-o dezbatere cu consilierii din Consiliul General, o să vedeți o strategie de parcare care să stimuleze acest lucru. Deci pentru mine, și vă spun foarte direct, mă deranjează și pe mine mașinile de pe trotuar, dar pentru moment urgența este să eliberăm acele prime benzi care pot să devină benzi unice pentru transportul public, ca să redăm încrederea bucureștenilor în transportul public, să,
să invităm bucureștenii să meargă către transportul public. Atunci când a făcut doamna Firea banda asta unică, n-a fost o idee foarte bine primită. Insistați cu ele, adică pe marile bulevarde o să avem numai... Știu că sunt deja unele în vigoare, dar n-a fost o idee bine primită. Țineți minte celebra coadă până la Corbeanca. Da, bun, a fost ideea în principiu de a face benzi unice este bună, numai că trebuie să o pregătești dinainte și trebuie să estimezi ce se va întâmpla. N-a fost cea mai fericită locație, n-a fost nici cel mai fericit moment pe care l-a ales. Și ce spun eu este că în acest moment există foarte multe locuri în București în care există o primă bandă care este ocupată de mașini parcate, unele legal, altele ilegal. Și acolo trebuie, prin strategie de parcare, să încurajăm pe acești oameni să parcheze în spatele, așa grosier spus, în spatele blocurilor. Dacă ar mai avea unde, că știți că e ocupat acolo în spatele blocurilor, aia va fi o discuție. Da, găsești tot timpul și o să vedeți, găsești chiar, tot timpul. Chiar sunt curios, ăsta e un mare pariu. Deci, dar nu neapărat la 50 de metri de casă. Aha, asta va fi. Deci va trebui să ne plimbăm la casă parcări mai departe? Asta se întâmplă peste tot în lume, să știți. Dacă vrem să ne gândim la poluare și dacă vrem să ne gândim la eficiența transportului public, o să facem un mic sacrificiu. Două mesaje scurte de pe Facebook. De la pasajul Ciurel, cea mai scumpă curbă din lume, la dreapta, cum se cheamă aici în București, se mai întâmplă ceva vreodată în față? Adică ne întreabă cineva pe Facebook, spre autostradă, spre peste lacul Ciurel, pe undeva? Nu, acela este un proiect... Bun, dacă vorbim de asta este un proiect care vine de la Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu l-a numit în epocă străpungerea A1-A2. Adică el avea în cap două autostrăzi, A1 pe care a și realizat-o către Pitești și A2 către Constanța. Și acest, ce numim noi azi penetrația Ciurel, era un proiect prin care se încuraja traversarea Bucureștiului de-a lungul Dâmboviței, dinspre Pitești, spre Constanța. Azi e mort? Azi... Ceea ce e o greșeală din punctul de vedere al traficului. Mai mult decât atât, traseul viitor, adică acel proiectat pentru această așa numită penetrație Ciurel, trecea la 20 de metri de un lac din care noi bem apă, noi bucureștenii. Da, deci puțin mai sus de Ciurel este un lac din care noi bem apă. Acest lac, din motive științifice, nu poate să fie acoperit și evident că nu poți să treci cu mașini la 80 la oră pe lângă un lac din care bei apă. În schimb, am prezentat public în urmă cu 3 săptămâni împreună cu Consiliul Județean Ilfov și cu Ministerul Transporturilor un plan pentru 10 așa numite radiale, care înseamnă ieșiri din București până în autostrada A0, autostrada de centură. Deci o să fie niște ieșiri. Am văzut, da. O să fie niște ieșiri care se vor intersecta și cu actuala șosea de centură și cu autostrada de centură. Și dacă vorbim strict de acea zonă Ciurel, ea nu o să fie o astfel de radială pentru că are probleme. În schimb, o să fie una pe Bulevardul Timișoara și o să fie una pe Giulești. Și atunci nu o să mai fie toată lumea din zonă obligată să iasă către centură pe Iuliu Maniu cu toată aglomerația pe care o presupune, și o să fie și pe Bulevardul Timișoara până în centură și pe Giulești. Mulțumesc mult pentru acest răspuns. Mulțumesc, Cristi, de întrebare. Mihaela, salutare. Bine ai venit la Deșteptarea României. Bună ziua. Mă bucur tare mult că am avut ocazia de a intra în direct cu dumneavoastră. Bună ziua și domnului primar. Înainte de toate, aș vrea să-i menționez un pic, așa că am fost una din focatele votante ale dânsului anul trecut. Acum n-aș putea să mai spun chiar același lucru. Am două întrebări într-una, ca să zic așa, punctuale, personale. Ce se întâmplă cu Direcția Generală de Urbanism, care nu funcționează? E ca și cum ar fi o direcție fantomă. Nimeni nu se ocupă de nicio problemă, niciun dosar. Și de ce domnul primar nu are un program de audiențe cu publicul? De asta am văzut și pe Facebook. Haideți să începem cu a doua. Multă lume de pe Facebook și am văzut și experți care vă reproșează că nu mai aveți audiențe dumneavoastră. Da, da. Nu am
personal audiențe, pentru că consider că e mai util să mă ocup de probleme structurale decât de probleme punctuale, dar să știți că eu primesc în fiecare zi cel puțin 100 de adrese prin care mi se semnalează probleme pe care bucureștenii le au și pe care încerc să le clasez, să le rezolv structural. Viceprimarii au audiențe și o parte din consilieri. Bun, pe de o parte. Viceprimarii, mă scuzați că vă întrerup, justifică că nu este de competența lor să răspundă de aceste probleme de plan urbanistic, pentru că, spre exemplu, pe autorizația de construcție pe care eu o aștept din ianuarie sau, hai să zic, februarie, este semnătura dumneavoastră și a domnului arhitect șef. Da. Bun, dacă... Bun, eu sunt din sectorul 1, spre exemplu. Da, stați puțin, stați. Persoană fizică, nu dezvoltator imobiliar, nu constructor, o persoană fizică care are nevoie, clar, e ceva, o necesitate, de autorizație de extindere, o demolare parțială și extindere. Mm-hmm. Aștept după dumneavoastră și după domnul arhitect șef, răspunsul colegilor dumneavoastră din primărie, subordine și așa mai departe, este că nu se semnează nimic, nu se deschide niciun dosar, nu se uită nimeni pe niciun dosar. Da, da, da. Bun, acestea sunt... răspund acum. Da, da, da. Eu am răspuns mai devreme la întrebarea cu audiență, de acum pot să vă spun, să vă dau perspectiva generală cu privire la autorizații de construire. Deci, ce vi s-a spus dumneavoastră sunt niște zvonuri lansate de persoane răuvoitoare, pentru că permiteți-mi înainte să răspund să fac o perspectivă generală. Deci, acest oraș, începând cu 2005 până în 2020, a fost calamitat din punct de vedere urbanistic. Așa, din două perspective. Din două perspective. Pe de o parte, nu a existat o voință a autorității de a realiza niște proiecte și atunci a fost o presiune exclusiv din partea privaților și privații speculative au găsit aici tărâm liber să se manifeste. Pe de o parte, da? Și nu mai și cu un întreg fenomen de corupție care e asociat. Și pe de altă parte, a existat o frică din partea acelor funcționari care poate că au venit cu bună credință la început, de a semna orice, de frica ca nu cumva să fie dați în judecată de către beneficiari, pentru că nu i-a apărat nimeni din cadrul instituției. Deci, un lucru extrem de important pe care l-am făcut a fost acea suspendare a puzurilor de sector, da, care înseamnă că n-ați mai văzut în acest mandat blocuri între case, care înseamnă că n-o să mai vedeți defrișări de spații verzi care sunt în plan urbanistic general și asta m-a costat mult timp pentru că după aceea am fost imediat atacat în instanță și a trebuit să ne apărăm în modul cel mai profesionist pentru că erau firme foarte bune care ne atacau de avocatură. Asta e o chestiune. A doua chestiune legată de ce spuneți dumneavoastră de fluxul de emitere de autorizații de construire de sfințare, este că nu există un filtru la nivelul Ministerului Culturii prin Direcția pentru Cultură, care semnează orice, și din corupție, și din aceeași frică, ca nu cumva un beneficiar să-i dea în judecată, și atunci, pe masa primarului general, s-a obișnuit ca... Până acum, primarul să semneze ca primarul orice cerere pentru orice autorizare și pentru orice, pentru orice certificat de urbanism, ceea ce eu nu fac. Faptul că deodată s-a schimbat perspectiva, asta costă timp și costă o analiză pe care împreună cu consilierii pe zona de urbanism o fac. Iar faptul că dumneavoastră aveți o cerere de demolare într-o zonă protejată din ianuarie, înseamnă, pentru că am trecut prin toate cererile care sunt din luna ianuarie, suntem undeva la luna iulie-august, asta înseamnă că acea demolare are niște probleme și o să primiți un răspuns prin care o să vă spunem că probabil că nu o să autorizăm acea demolare. Eu vă cam contrazic, că noi sunăm săptămânal, nu există absolut nicio rezoluție. Noi avem absolut toate actele verificate de către toate persoanele abilitate până când dosarul ajunge la dumneavoastră și la domnul arhitect șef. Avem confirmarea dosarului că este corect și complet. Mai departe așteptăm semnătura. Semnătura aceea... Da, numai că eu nu o să semnez niciodată ca primarul. Pentru că dacă aș fi semnat ca primarul, v-aș fi semnat până acum. Aveți un termen pe care vi-l asumați.
în fața cetățenilor. Spre exemplu, eu vă zic punctual, am nevoie de această extindere că am un copil, că am făcut greșeala de a rămâne în această țară să-mi întemeieze o familie și nu am o cameră pentru el. Se amenajează unui copil de 4 ani care începe să aibă necesități. Nu vă cer bloc, nu vă cer nimic absurd. Vă cer într-o curte de 400 de metri o extindere, în condițiile în care acum sunt 94 de metri. Da. Am semnat. Sunt sigur că aceste răspunsuri pe care le dați dumneavoastră, fără să știți de fapt despre ce e vorba, nu sunt reale. Vă asigur. De 30 de zile nu se respectă. O secundă, Mihaela. Să primim răspunsul. Am înțeles că termenul e depășit, dar să vedem răspunsul. Vă asigur că orice autorizație pe care o semnez, o văd înainte. Vă asigur că am semnat sute de autorizații în care am semnat pentru ca anumite persoane să se extindă fie pe orizontală, fie pe verticală. Da? Dacă pe cazul dumneavoastră nu am semnat, înseamnă că am o obiecție pe care o să o primiți în scris. Da, uite că am o chestiune. Și cam când prevedeți dumneavoastră că e normal să primească un om oarecare, care stă practic în funcție de persoana dumneavoastră, depinde cumva. Da. Din nou, vă spun foarte direct. Ce preferați? Preferați un primar care semnează ca primarul și în felul ăsta să vedeți construcții în parcuri și blocuri între case, sau un primar care și ia un timp ca să se uite pe fiecare din act împreună cu consilierii lui? Din păcate, o să ajungem și la momentul în care o să răspundem în 30 de zile, numai că v-am explicat la început care este sistemul așa cum l-am preluat. Foarte interesant cazul. Să-i mulțumesc, Mihaele, că vreau să-i mai iau și pe alții, dar nu e o muncă prea mare și, cum să zic, foarte complicată. Dumneavoastră, personal, nu cred că puteți verifica toate autorizațiile de construire din orașul ăsta. Adică asta vă ocupă enorm de mult timp și, la un moment dat, devine ineficient, nu? Asta spune doamna asta. Da. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți un avertizor de integritate aici, în situația asta. Pot să înțeleg această situație. Vă dau alt exemplu ca să explic. În momentul în care am preluat mandatul, aveam 2800 de autorizații taxi neemise. Da. În momentul de față au fost emise. Nu m-am apucat eu să verific 2800 de autorizații, să văd dacă este... Dacă este adeverință medicală și toate cele 15 acte care trebuiau depuse ca să se prelungească o autorizație taxi. În schimb, am făcut un sistem, o procedură prin care niște funcționari au atestat, ei și-au compilat dosarul și au văzut cu un rezumat. În a doua parte, niște consilieri de-ai mei au verificat ei la rândul lor că acest formular este ok și în a treia fază eu am semnat. Da? Deci asta mi-a luat 2 zile cu totul. Așa se întâmplă și cu autorizațiile de construire. La început a fost mai greu pentru că nu am controlat tot fenomenul. Acum toate cazurile sunt 10 cazuri tip. Și atunci știm pe fiecare din aceste cazuri tip cum să procedăm. Ok, am înțeles. Mulțumesc pentru răspuns. Practic, reașezați administrația locală. Asta spuneți acum. Andrei, salutare. Bine ai venit la Deșteptarea României. Mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua. Eu am sunat cu o altă problemă, dar din păcate văd că sunt multe alte probleme. Sunt convins. Îți dai seama câți cetățeni suntem atâtea probleme. Te ascult, Andrei. Da, dar mi-a plăcut exemplu ca o paranteză domnului Alin Coliban, cred că a fost săptămâna trecută de la dumneavoastră. Când tot așa a fost o problemă cu o stradă blocată, dacă greșesc, mă scuză ascultătorii dumneavoastră, dar el a spus, zice, dați-mi pe mail și o să verificăm. Cred că asta ar putea să facă și domnul Nicu Șordan, adică să vină un pic în întâmpinarea cetățeanului, să fie mai aproape de el, nu o atitudine din asta în care ți se spune din start, ați greșit, de-aia nu am semnat. De 9 luni să nu primești un răspuns, nu dă bine, cred. Aici vă răspunde domnul primar. Da, poate să vă dea adresa de mail, bănuiesc. Sau poate să... Nu, doamne. Problemă. Sigur. Aici vă răspunde domnul. Unda verde, sau eterna undă verde din București. Nu știu dacă domnul primar a fost măcar în Budapesta. Vorbim de semafoare, da? Vorbim de semafoare în momentul ăsta, da? Ok. Doar o întrebare. Dacă a fost în Budapesta, la momentul ăsta, până acum a fost în viața lui în Budapesta? Da. Răspuns da. Da? Ați văzut acolo cum se circulă în centru? În momentul în care ai intrat pe verde, pe linie dreaptă, până faci la dreapta sau stânga, mergi numai pe verde. Pentru că acolo sunt semafoare din 50 în 50 de metri și în momentul în care te-ai pus în mișcare,
Dacă pleci ca nebunul, cum se întâmplă în România, o să prinzi roșu. Dacă mergi încet, a întâia, a doua, a treia, o să prinzi verde. Cu cât te apropii de un semafor, urmează verde, verde, verde și tot așa. Când credeți că vom ajunge noi, poate cu București, în 20-30 de ani acolo, la performanța aia? Asta se întâmpla când a fost prima dată în Budapest, acum vreo 15 ani. Da. Deci nu e ceva nou. E ceva care vecinii noștri știu de... Nu vorba aia, de viață. Și vorbesc de Budapest. Stați cu noi aici, Iena, să primim un răspuns. Da. Da. Da, răspunsul meu este că în acest mandat. În acest mandat există în subordinea municipalității, există un ADI, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Această administrație are o direcție care se ocupă de programe și în această direcție se lucrează la proiectul pentru acest sistem de management inteligent al traficului. De la Traian Băsescu încoace, știți cum e, nu s-a mai terminat niciodată sistemul ăsta. Da, da, da. Din păcate, vă spun, asta e administrația publică, adică pentru, din momentul în care începi să faci ceva până în momentul în care chiar implementezi, durează cel puțin un an și jumătate dacă ai bani. Noi n-am avut nici proiectul și n-am avut nici banii. Aha, din momentul ăsta lucrăm la proiect. Deci din momentul ăsta s-o cotim un an și jumătate. Nu, din momentul în care am preluat mandatul putem să s-o cotim. Bun, deci la jumătatea anului viitor ar trebui să apară sistemul ăsta? Asta ar trebui să apară proiectul. Ar trebui să apară proiectul. Atunci, în funcție de banii pe care o să-i vedem, există din fericire pe PNRR bani pentru sisteme informatice care rezolvă diverse probleme ale societății, inclusiv traficul, și atunci acest proiect este eligibil. Noi o să venim cu proiectul în moment. Adică vă așteptați să primiți bani din PNRR pentru treaba asta? Pentru acest proiect, da. Pentru treaba asta. Andrei, dacă vrei să adaugi sau, nu știu, poate vrei să calculezi. Din păcate, cred că ne punem prea multe speranțe în acest PNRR. Noi uităm că e un alt tip de proiect, sau cel puțin o altă modalitate de desfășurare. La 6 luni se verifică proiectele. Nu uitați că România, de când m-am născut eu în țara asta, niciodată un proiect nu a fost respectat. Tot timpul sunt întârzieri și sunt întârzieri de zeci de ani, nu de un an, doi, trei. Așteptăm o autostradă să scoată România, vorba aia, în lumea civilizată de 30 de ani, nu? Că de atunci tot sperăm. Deci mi-e greu să cred că domnul primar va realiza așa ceva în mandatul ăsta și îi doresc succes, dar din păcate pot să pun un mare pariu cu dânsul că nu o să reușească. Și se pare că chiar nu au viziune ceea ce privește acest tip de proiect. Eu sunt primar de 11 luni. Da, din păcate a trecut primul an și știți cum e, mai sunt 3 ani. A spus că la anul viitor, în vară, poate o să aveți proiectul și vă gândiți că poate o să aveți bani. Deci, nu se poate face după o zi pe alta. Gândiți-vă că vorbim de București, un oraș nu aglomerat, foarte aglomerat, care, vorba aceea, n-are un loc de parcare decât pe trotuar. Stați că aici vreau să vă întreb eu, că aici contribuim împreună la lucrurile pe care le rezolvăm și suntem toți în aceeași situație, că și eu, și tu, și primarul general, tot cu mașinile noastre prin oraș. Eu înțeleg așa, că din punct de vedere al primăriei nu sunt bani și că ordinea priorităților probabil e alta, și tu înțelegi că ar trebui, de fapt, să-l pună ca prioritate, nu? Sau cum? Că aici trebuie să venim și cu soluții. Că sigur că și eu pot să-i zic acum linicușor, dar n-am încredere că o să faceți semafoarele astea, dar nu mă ajută cu nimic în colaborarea asta. Cum vedeți ca cetățean rezolvarea situației? Păi, ca cetățean, ca să rezolvăm situații de genul ăsta, trebuie să fie, până la urmă, exact cum a zis, un proiect de importanță națională, pentru că suntem singura, poate, capitală din Uniunea Europeană în care nu există, sau clar, nu există o centură. Adică l-ați prioritiza, scuzați-mi termenul că nu-mi place, spuneți primarului general să-l pună înaintea altor proiecte, nu? Da, ăsta cot la cot cu locurile de parcare. Cu locurile de parcare cu taxă, pentru că o să vedeți, în sectorul 2, am fost 4 acum de curând, s-au făcut locuri de parcare cu taxă. Toate locurile sunt goale, deși e doar 2 lei ora. Asta arată că lumea găsește alte locuri de parcare în altă parte. Deci, până la urmă, cum putem să facem altfel decât făcând parcări cu plată, amenajate frumos, elegant, iar între blocuri, tot în sectorul 4, am văzut parcări supraetajate, lucru care nu mai există în București. Deci se poate face și sunt făcute, mă uitam, cred că în jumătate de an. Da. Deci asta spune, ar trebui să nu fie primarul general și ceilalți 6 primari, fiecare face ce vrea. Nu, ar trebui să pună la aceeași masă, să gândească totul pentru București.
nu pentru interesul partidului, al reprezentantului, al celui care peste 2-3 ani să mai fie ales. Și eu sunt curios cu ce partid mai votează domnul Nicușor Dan zilele astea. Aici e alt tip de întrebare. Mulțumesc tare mult pentru dialog. Cu multă plăcere. USR sau PNL? Unde sunteți zilele? Sunteți independent, dar... Eu sunt un independent sprijinit de trei partide în Consiliul General, USR, PNL, PMP, și nu ați auzit până în momentul ăsta, în aceste 11 luni de mandat, vreo critică la unul din aceste partide. Da, reciproca nu-i valabilă. Am auzit. Ciprian Ciucu zice așa, că lăsați, nu mai ascultați de Ludovic Orban, ascultați de mine și de Vlad Voiculescu. Zice aici, vă reproșează relația foarte proastă pe care o aveți cu cei doi lideri PNL și USR din București, Ciucu și Vlad Voiculescu. Da. E direct reproșul. Da, aș avea și eu niște reproșuri să le fac, dar eu cred că suntem într-o coaliție, oamenii ne-au votat în această coaliție și cred că aceste discuții trebuie să aibă loc mai degrabă în privat decât în public. Încă o întrebare de pe Facebook. Victor, stai acolo o secundă, te rog, îngăduie-mi răbdare. De ce nu ați făcut, Dragoș Vâlcu vă întreabă, de ce nu ați făcut plângere la DNA cu activitatea fostului primar? Adică la Gabriela Firea se referă, mai pe șleau. Există acest tip de plângere în urma verificărilor? Există o intenție? Există ceva de genul ăsta? Am făcut o plângere la DNA încă înainte de a fi primar, pe subiectul puzurilor de sector, și chiar au fost niște... Am fost și citat acolo ca martor și au fost și niște investigații. Am găsit o mare debandadă pe zona de... juridic. Deci, în primul rând, că există litigii de milioane, zeci și unul de sute de milioane de euro în care primăria este reprezentată de avocați și avocații ăștia nu mai sunt plătiți, nu mai erau plătiți de 2 ani. Deci am reușit să, după o analiză, să sistematizăm acele zone care sunt, acele litigii care sunt strategice, și să rezolvăm problema cu avocații care să ne reprezinte, pe de o parte. Pe de altă parte, am alocat prin licitații cu firmele de avocatură cu care lucrăm, am alocat verificarea multora din chestiunile care sunt sensibile. De exemplu, terasele din Herăstrău. Un exemplu. Aha, deci de acolo ar putea, le verificați, sunt controle, da? Și de acolo ar putea pleca plângeri, eu asta înțeleg. Da, mai există niște plângeri, mai există niște verificări pe care le-au făcut Ministerul de Finanțe, pe achizițiile pe care le-au făcut companiile municipale. Și la fel există contracte cu firme de avocatură care să verifice diferite chestiuni care s-au întâmplat în primărie, cum ar fi marile lucrări publice, cum este fabrica de glucoză sau Ciurel. Adică există suspiciuni penale acolo? Nu. Eu vreau să spun că pe tot ce a fost mare în mandatul precedent există o verificare în curs. Unele poate că o să fie perfect legale, altele o să găsim niște lucruri. Ministerul de Finanțe a găsit niște lucruri ilegale în ceea ce privește achizițiile companiilor. Victor, salutare! Bună ziua! Mulțumesc pentru răbdare! Bună ziua și domnului primar și tuturor invitați spectatorii de telespectatori. Am și eu două întrebări pentru domnul primar. Ca angajat al Societății de Transport București, conducător de vehicul, dacă s-ar putea micșorarea intervalelor între autobuze, s-a ajuns până la jignirii geamuri sparte din partea călătorilor, că venim la intervale foarte mari între mașini. În primăvară a fost redus parcul la peste 40%. Acum a fost mărit parcul, iar undeva la 20%. Nu mai suntem același număr de mașini pe linii cum eram în primăvară. În cauza asta, din intervaluri foarte mari, cu călătorii de noastră stăm liniștiți să cărăm sute de persoane zilnic, da? Ar trebui să mai suportăm și jignirile lor. Stai o secundă să-ți răspundă la chestiunea asta. Da. Nu, niciodată nu au fost reduceri de 40%. Reducerile au fost de ordinul 5-6% și au fost foarte bine făcute și acolo unde s-a greșit s-a revenit într-o săptămână sau două, pentru că avem acest ADI pentru transport public, care în sfârșit face o monitorizare a transportului public.
Deci nu a existat o reducere de 40%. Ca să vadă domnii cum stă situația, cum să zice, în iarbă, ca la fotbal. Nu ar fi mai bine să vină un domn de la FADTPI, să meargă cu mine în față. Poate primește și din jurăturile care le primesc eu zilnic. Da, asta nu e un mod... Poate să gândește să facem un pic mai apropiată distanța între autobuze. Da, da, da. Eu vă mai spun un lucru. În acest moment, nu, în anul 2020, subvenția pe care municipiul București a plătit-o pentru transportul public a fost de 1,25 de miliarde de lei. Bineînțeles că eu mi-aș dori să fie autobuzele așa de dese, astfel încât subvenția să fie de 3 miliarde de lei, numai că asta nu este posibil din punctul de vedere al bugetului, pe de o parte. Da, buget. Pe de altă parte, nu e managerial ca un om care supraveghează transportul public din București să meargă din autobuz în autobuz. În schimb, după cum știți foarte bine, există niște sisteme informatice în care mai mult de 80% din flota noastră este urmărită prin GPS și noi știm pe acele peste 80% dintre vehicule, știm în orice moment în ce punct din trafic se află. Îți mulțumesc tare mult pentru întrebare, Victor. Ia, hai. Vă rog. Da, hai, te rog. A fost o greșeală, povestea un vechi mandat al doamnei primar. Autobaza Pitera, dacă pe viitor se mai relocă de înapoi pentru STB, peste 1000 și ceva de angajați suportăm de a traversa Bucureștiul de a ajunge la servici, de nord în sudul capitalei. Știți, e problema. Deci aici era un depou, nu? O autobază? Da, da. Și? Da, aici aveți perfectă dreptate. A fost o greșeală să muți toate autobuzele care deservesc zona de nord din autobaza care era acolo în Pipera la autobaza Giurgiului. Am avut în plan să facem mutarea înapoi, după cum știți, între timp acolo a apărut acea organizare de șantier pentru viitorul spital metropolitan, care s-a transformat după aceea în spital modular și au fost, de fiecare dată, au fost urgențe medicale care ne-au împiedicat să revenim la locația aceea. Mulțumesc tare mult, Victor. Apropo, toate autocarele, autobuzele cumpărate de administrația Firea sunt plătite în momentul ăsta? Nu, și aici este o mare problemă. Printre multele datorii pe care le-am moștenit, contractul cu Otocar a fost undeva la 430-440 de milioane de lei și am rămas neplătiți din anul 2019 cu 165 de milioane de lei, pe care, printr-o înțelegere cu Otocar, încercăm să eșalonăm pentru mai multe rate. Când trebuia să-i plătiți? Acești bani trebuiau plătiți din 2019 și am primit moștenire împreună cu multe alte datorii. Și nu vă închid oamenii ăștia conturile, întreb? Păi, tocmai că au fost multe discuții cu ei. Chiar azi dimineață am avut o discuție cu avocații lor pe forma contractului de eșalonare, astfel încât să nu putem, dacă cumva Otocar dorește, în secunda asta ne popește contul. Dați-mi voie să vă întreb, Georgiana și Marius, stați o secundă acolo. Multă lume întreabă pe Facebook despre căldură, nu s-a nimerit niciun ascultător să întrebe. 50 de kilometri de magistrală, spuneați la un moment dat, s-au făcut din acești 50 de kilometri? Da, aici din nou. Anul ăsta s-au făcut cam 15 kilometri, ca să fim foarte preciși. Din nou, nu am găsit achiziția deja făcută. Deci nu trebuie să ai și proiectul și trebuie să ai și achiziția. Dacă te apuci tu să faci achiziția cum ne-am apucat noi, ne-a luat câteva luni și n-am apucat decât pe ce am reușit cu compania noastră municipală. Achiziția s-a terminat, dar din păcate nu se poate interveni în momentul ăsta peste iarnă decât în capete de linii cu lucrări provizorii. Și ce se întâmplă iarna asta? Ce s-a întâmplat a fost că vara asta totuși s-au făcut acele lucrări de reparații pe avariile care existau, deci iarna asta o să fie puțin mai bine decât iarna trecută. Am semnat finanțarea cu Comisia Europeană pentru 210 km, 210 km de rețea principală, aproximativ 300 de milioane de euro. O să începem la această lucrare din vara anului viitor.
Contractele sunt atribuite pe alții, deci pe alți 40 de kilometri și la fel o să facem în cursul anului viitor. Ce pot să spun este că și sunt relativ optimist că o să reușim să facem, să achiziționăm Elcenul, pentru că o să vedeți că o parte din problemă este faptul că avem într-o companie transportul, într-o companie producția de energie. Ce se întâmplă în zilele astea, chiar în zilele de acum, pentru că e multă lume nemulțumită, sunt trei probleme mari. Una, că Elcenul nu și-a terminat reviziile pe care trebuia să le facă și atunci nu dă cantitatea de căldură pe care ar trebui să o dea. Pe de o parte, asta e o problemă care ține de Elcen. Pe de altă parte, avem o problemă care ține de două centrale, una privată, una care ține de primăria sectorului 1. Din cauza prețului exploziv al gazului, din cauza faptului că se cumpără gaz nereglementat, se vinde căldură reglementat, este în momentul de față, pentru toată lumea este nerentabil să dea energie termică și atunci aceste două centrale nu funcționează la propriu, nu funcționează azi. Asta e a doua problemă. Și a treia problemă este că prognoza spunea că se poate lucra la linia, că vremea rece o să vină mai în 20 târziu. Octombrie și nu în 10 octombrie, cum a venit. Și din cauza asta mai sunt câteva zile necesare pentru a se finaliza lucrarea din Ferentar și în felul ăsta să poată să fie util și CET Progress. Ați estima că în iarna asta vom avea căldură, cum să zic, sau că avariile vor fi într-un procent mai mic cu cât, ca să înțeleagă lumea, sau nu se poate cuantifica? Nu se poate cuantifica, dar o să fie puțin mai bine decât iarna trecută. Mulțumesc pentru răspuns, știu că l-aștepta multă lume. Georgiana, salutare! Bună ziua! Chiar despre căldură voiam să vorbesc cu domnul primar. Îmi pare rău să vă anunț. E mai rău decât iarna trecută. Iarna trecută am avut căldură. De două săptămâni caloriferele sunt complet reci. Comunicarea de la termoenergetica este deficitară. Mi se dă un răspuns diferit de fiecare dată când spun. Toată lumea îmi spune să sperăm că iarna să fie mai blândă cu noi. Unde este stați? Este dezolant. Unde stați, întrebam? În sectorul 4. Aha. Da. Așa cum am spus, poate n-am fost foarte explicit, există niște zone azi care nu au căldură din niște motive. Un motiv este că centrala Progresul, probabil că asta este motivul la dumneavoastră, centrala Progresul nu este folosită pentru că ea duce căldură prin magistrala Ferentari, care este în curs de reparare, dar am spus că e o chestiune de zile, și mai sunt două zone, cele deservite de CET Vest, de Vest Energo, și cea deservită de CET Grivița, una privată, una care ține de primăria sectorului 1, care n-au început încă, pe motiv că este din cauza diferenței dintre prețul de cumpărare al gazelor, care a explodat, și prețul reglementat de vânzare a căldurii, este complet neprofitabilă activitatea. Asta se va regla la 1 noiembrie. Bun. Eu o să vă mai spun o singură problemă pe care o văd eu în toată situația asta. Toată lumea își face variante de căldură alternative, da? Imaginați-vă ce înseamnă un oraș întreg, pentru că nu e doar în sectorul 4. E o listă de 24 de pagini în PDF care crește de la oră la oră pe site-ul Termoenergetica. Și toată lumea își face improvizații. Calorifer electric, aer condiționat. Imaginați-vă ce înseamnă un oraș întreg conectat la energie electrică și mai ales în spital, unde după aia ne mirăm că explodează. Da, dar eu vă înțeleg revolta, numai că nu sunt eu persoana țintă. Trebuie să vă îndreptați revolta către toate persoanele alea care au subfinanțat sistemul ăsta de 15 ani. Da. Da, problema nu e rezolvată dacă ne revoltăm. Problema e rezolvată dacă forțăm, de exemplu, acei producători. Costă, oricum noi plătim în final. Adică, nu înțeleg de ce ar trebui să sufăr eu, și nu mă refer la mine personal, ci la un oraș întreg, pentru că nu vor unii proprietari să înceapă să-l furnizeze pentru că îi costă. Da. Bineînțeles, aici este vorba de un întreg sistem normativ care trebuie
schimbat, nu este de competența autorității locale, ci este de competența autorității naționale și suntem într-un moment extraordinar în care prețul a crescut de la 80 de lei cu cât cumpărau ei anul trecut la 400-500 de lei pe bursă, pe metru cub de gaz și nu există prețul reglementat, va fi același până la 1 noiembrie de către ANRE, deci este total neprofitabilă și din păcate legiuitorul național nu a prevăzut metoda de a-l constrânge pe acest privat să meargă în pierdere. Asta este problema. Da. Mulțumesc frumos. Îți doresc spor la treabă, că la căldură s-ar putea să mai fie probleme. Foarte interesantă problema asta pe care ați expus-o. Apropo, guvernul v-a stabilit banii pe care îi vi dă pentru subvenția asta de căldură? Nu, noi primim de la stat, prin legea bugetului național, primim o parte din banii din impozitul pe venit ai persoanelor fizice. Mm-hmm. Și aveți, adică multă lume nici nu știe momentul ăsta la cât se va ridica subvenția asta și nici cu cât o să livrați iarna asta, adică lângă scumpirile pe care le știm deja, o să scumpească și căldura asta? Deci în momentul ăsta, vorbim înainte de 1 noiembrie 2021, în acest moment, LCN-ul ne vinde gigacaloria cu 205-210 lei, 206, dacă vrem să fim preciși. Deci ăsta este prețul de producție al gigacaloriei. Prețul de producție plus transport până la scara de bloc este 490 de lei. Și din acești 490 de lei, bucureștenii plătesc 164 de lei și restul de 325 sunt plătiți de către primărie. Rămâne așa și în continuare? Bun. Estimarea este, dar asta depinde de mai multe. Răspunsul final o să vină de la ANRE pe 1 noiembrie, adică pe 27 octombrie pentru 1 noiembrie. Estimarea este că prețul total al gigacaloriei nu o să mai fie 490 de lei, cum este acum, o să fie undeva la 600 de lei. Noi avem un contract pe care l-am pomenit mai devreme cu Comisia Europeană, care ne dă acei 300 de milioane de euro ca să reparăm 210 km de conductă și acel contract are niște condiții foarte tehnice în ceea ce privește subvenția. După ce, deci la 1 noiembrie, când o să aflăm și tariful pe care ANRE-ul stabilește, Consiliul General, după o dezbatere pe care o să o avem, o să spună și cât din acești, să zicem, 600 de lei o să fie plătit de bucureșteni și cât o să fie plătit de primărie în continuare. Mi-e teamă că asta e cea mai proastă veste a zilei. Mai avem un ultim telefon. Marius, salutare. Tu închei deșteptarea României astăzi. Bună ziua, domnule Stibea. Bună ziua, domnule primar. Îmi pare bine că am privilegiul să mă fac auzit. Acum stăteam și ascultam toată discuția și răspunsurile domnului primar. Domnule Dan, ați spus că atunci când ați intrat în mandat, ați avut trei obiective. Parcările, gunoaiele și optimizarea. Vă întreb numai puțin. Ați spus că astea au fost cele mai grele lucruri, erau cele mai grele lucruri de rezolvat, da, în cursul mandatului. În cursul mandatului. Cum credeți, îmi cer scuze, cât de naiv am putea fi noi să credem că veți reuși să duceți la finalitate niște proiecte de învergura, nu știu, a managementului traficului sau a infrastructurii în termoficare. Este adevărat. Nici în urmă nu s-a făcut mare lucru în sensul ăsta și probabil că dumneavoastră plătiți un preț și nu neapărat sunteți de vină pentru asta. Dar cum să credem că veți putea face asta când lucruri extrem de simple care ar fi vizibile, câțiva dintre interlocutorii de la început spuneau de trasarea și de delimitarea spațiilor de circulat, benzile acelea, curățenia din parcuri, sunt chestii vizibile care ne-ar fi oferit un confort măcar vizual, să vedem că există în viața noastră o prezență administrație care încearcă să facă ceva pentru oameni. Din punctul meu de vedere, ați eșuat lamentabil în cele trei obiective care probabil necesită timp și ne-a spus că aveți un mandat de 4 ani, au trecut totuși 11 luni. E adevărat că v-ați confruntat cu lipsa de finanțare, dar vreau să ne spuneți astăzi că sunteți în proces de licitație pentru trasarea acestor nenorociri de benzi.
Și dacă veți avea, așa ați spus, dacă veți avea, dar veți trasa și... Doamne, cum puteți să spuneți așa ceva? Ați circulat cu mașina în ultimile zile când plouă, noaptea, în șosele neiluminate. București, centrul Bucureștiului, unde sunt trei benzi pe sens, se circulă haotic. Nu se văd trecere de pietoni. Eu nu v-am votat pe dumneavoastră, dar nu, eu nu vreau să votez un primar care să vină să-mi spună că ce au făcut primarii din urmă cu 10, cu 15 ani. Nu vreau să, vreau să vin acolo un om cu experiență, cu expertiză. Cum ați dori să procedeze? Că reproșul l-am auzit, dar cum ați dori să procedeze? Că asta e și curiozitatea. V-am spus, făcând lucruri simple. Nu pot să ascult după 12 luni de mandat un primar care îmi spune că sunt în proces de licitație pentru o lucrare atât de simplă. Doamne, să dai cu o vopsea pe șosea, să fim fesent. Nu cred că există oraș în Europa asta, civilizată, cât mai e din ea. Da, care să arate cum arată orașul ăsta. Da, da. Parcurile, nu? Da. Astea sunt lucruri. Stați că cu asta am început și cu asta încheiem. Da, uitați, vă spun și eu. Mi-aș dori și eu ca 3 plus 2 plus 2 să fie mai mic de 4. Adică okay. 3 miliarde datorii plus 2 miliarde subvenții plus 2 miliarde cheltuieli curente să fie mai mic decât 4, care înseamnă bugetul real. Dar nu se poate, da? Și atunci trebuie să dai o prioritate pe acele lucruri care se văd. Adică prioritatea mea a fost să dau drumul la acele investiții pentru că față de care oameni suferă, cum este doamna Ghica și prelungirea Ghencea. Să dau prioritate pentru lucrarea de la Glina, care este stația de epurare a Bucureștiului, pe care Bucureștiul a plătit deja din bani europeni sute de milioane de euro și pe care dacă nu o termin în 2023, riscă să-i dea înapoi. Astea sunt, în opinia mea, bineînțeles că bucureștenii și dumneavoastră mă veți judeca când se va termina acest mandat. Da. Mulțumesc tare mult pentru dialog. Nu mai avem nici timp. Foarte interesantă emisiunea de astăzi. Cu ce gând plecați dumneavoastră, Nicu Șordan? Eu am un mandat de care bucureștenii m-au investit și pe care o să-l duc la capăt și, bineînțeles, că o să fiu judecat la capătul acestui mandat. Ce vreau să spun este că vreau să mă concentrez pe acele chestiuni de substanță care chiar să rezolve probleme de substanță ale Bucureștiului. Adică dacă vorbim de trafic, v-am vorbit de acele radiale, n-am apucat să vorbim de metrou de suprafață, dar nu poți să vii, că ar fi ușor să faci asta, să mai tai o bandă la un pasaj, să mai plantezi niște pomișori și până la urmă să nu rezolvi nimic din problemele fundamentale ale orașului. Deci mandatul meu și sper ca cât mai multă lume să înțeleagă, mandatul meu este de a rezolva acele probleme structurale ale orașului. Chiar dacă, după cum vedeți, asta vă dă un risc pentru viitorul mandat. Chiar dacă. Dar eu sunt convins că oamenii vor înțelege. Au fost primari de mare succes în orașele din România care n-au fost înțeleși la început. De exemplu, domnul Bolojan la Oradea, după un an de mandat, dacă întrebați acolo cine o să-l mai voteze, cred că avea 10% intenție de vot. Nu știu dacă știați sau dacă ați simțit, săptămâna viitoare mergem la Oradea. Așa că preiau de la dumneavoastră. Săptămâna viitoare vine Ilie Bolojan pe scaunul dumneavoastră, la microfonul dumneavoastră, și întrebăm acolo. Domnul Bolojan e exemplu de succes în România. Hai să vedem cum a făcut și cât a suferit în primul an. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Spor la treabă. Dacă vreți, primiți această invitație și pentru anul viitor. Vedem unde merge substanța pe aceeași dată. Desigur. Mulțumesc tare mult. Nicu Șordan, Deșteptarea României se încheie aici. Urmează Drum cu Prioritate. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.